Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem un episod destul de interesant cu un pack opening destul de interesant pentru că aseară cei de la eSports ne-au pregătit niște SBC-uri și am făcut câteva dintre ele astăzi. Din păcate îmi pare rău că nu am webcam-ul, doar că camera mea trece printr-o schimbare. O să renovez totul pe aici și casa este întoarsă cu susul în jos și nu pot să pun webcam-ul pentru că este dezordine, e dezordine totală și nu pot să vă las să vedeți așa ceva. Dar cu toate astea vreau să vă spun că înainte de a începe nu uitați să apăsați buton de like, hai să facem și noi acolo 200-300 de like-uri, m-ar ajuta enorm de mult. Și abonați, nu uitați să vă abonați la canal și să aprindeți clopoțelul pentru toate notificările, pentru că la fel joi, vineri, sâmbătă și duminică vom avea live. Cred că fără webcam, nu știu sigur dacă o să termin, sper eu să reușesc să termin, dar nu vă promit nimic. Bun, 39 de pachete, avem One Rare Player Spec destul de multe și avem, cred că 1, 2, 3, 4, 5, 4 pachete, doar 4 pachete se văd aici. Cu siguranță sunt cel puțin 10, le-am calculat eu, de 85-92 rated player. Hai să vedem, o să începem cu primul, să vedem ce prindem aici din pachet. Nu o să dau skip la absolut niciun pachet, doar dacă nu este board. Dacă este board, lăsăm să vedem. Dacă nu este board, dăm skip. Hai să vedem primul pachet. Nu avem board. Început destul de slab. Fără board. Îl avem pe Alexander Kolarov. Atenție, acești jucători sunt tradable. Deci acești jucători sunt tradable. O să-i pun pe toți pe transfer list direct. Hai să vedem din nou One Rare Player Spec. Hai să vedem ce prindem în acest al doilea pachet. Nu mă aștept sincer la nimic. Din nou, nu avem board. Dar jucător de 82, dacă pică, zic eu că ar fi destul de ok. Duplicate cu AME. Ok. Ok. O să luăm pe băiatul ăsta. Hai să vedem mai departe. One Rare Player Pack din nou. Mamă, multe. Avem multe pachete One Rare Player Pack. Avem și Best of Free Release 2. Poate să dea ceva destul de ok. Pentru SBC-uri. Sucek, care a fost la Slavia Praga, colegul Băluță, e la West Ham acum. Hai să vedem din nou. Nimic. Da, aparent nu știu ce noroc voi avea la aceste pachete. Dar rămâne de văzut. One Rare Player Pack. A, șanse foarte mici oricum, șanse foarte mici să pice ceva din aceste pachete. La Sesione, fost jucător la Ajax, știți că i-au bătut Steaua sau FCSB, cum vreți să le spuneți, i-au bătut la București. Da, din nou nimic. Aparent nu prea avem speranțe aici. Belanda. Ok. Belanda. Hai să vedem. De aici poate pica orice rating. Asta e cel mai important, ca să zic așa. Poate pica orice rating, dar să fie rar. Bănuiesc că e aur, nu? Adică nu poate să dea silver. Uite că la asta nu m-am gândit. Poate să dea silver rare din pachetul ăsta? One rare player. Scrie acolo. Include one gold. Da. Din nou nimic. Aparent nu știu ce noroc vom avea din pachetele astea. Am deschis Meunier la PSG, ok. Am deschis o pachete și nu a dat absolut nimic. Nici măcar un boards. Măcar boards, dar ar fi fost destul de ok să dea măcar boards. Aici, din nou, nu avem nimic. Hai să continuăm. Cu Matia Perin, care a fost la Juventus, dacă nu mă înșel, și s-a întors la Genoa, Radu a plecat la Parma, parcă, da, din nou nimic, foarte, foarte greu să dea ceva în pachetele astea, din Air, de la Olympique Lyon, da, cred că sunt 13 pachete, dacă nu mă înșel, ia, cel puțin boards aici, hai să vedem, și avem un jucător special, cred că este Winter Refresh, dacă nu mă înșel, brazilian, goalkeeper de la Liverpool, Alisson, tot in nominee, tradable. Ok. Alisson, tot in nominee, tradable de la Liverpool. Nu este rău, adică putea să pice ceva mai slab. Putea să nu dea absolut nimic. E ok, zic eu, ca preț, cred că se duce undeva la 40.000, văd pe aici, 50.000, da, 43.000 se licitează, e ok, all is good, chiar este ok. Tot in nominee, Alisson Becker, câștigător de Premier League acum cu Liverpool, ia să vedem din nou cel puțin boards. Doar boards de data asta, mama, era surprinzător să avem două walkout-uri la rând. Spaniol striker de la Atletico de Madrid, Morata sau Diego Costa, eu zic că e Diego. A fost Alvaro, nu am ghicit,
Alvaro Morata, l'aveam deja pe Diego în club. Morata de la Atletico de Madrid e ok, e ok. Per total este ok. Hai să vedem. Nu, s-a dus norocul aici. Până acum eu sunt mulțumit, unul, pentru că puteai, adică se putea să nu pice nimic. Nici măcar Alisson, nici măcar Morata putea să dea doar un jucător rar și atât, cum a dat în primele 7-8 pachete. Putea să nu dea absolut nimic. Îl avem pe Munir de la Sevilla în acest pachet. Nu știu cât de scump este, chiar nu am idee, dar bănuiesc că este destul de scump pentru aceste pachete. Și mai ales pentru SBC-ul acela cu 5,88, pe care nu l-am făcut pe contul ăsta, adică gen l-a făcut, dar nu l-am putut filma pentru că deja a fost deschis. Piszczek de la Dortmund în ultimul pachet, hai să vedem. Dar vin și pachetele alea bune cu 85-92 acolo, sperăm să avem ratinguri cât mai mari pentru a-l face pe Ousmane Dembele. Summer Heat, care e un jucător senzațional, am dat de el la Weekend League zilele trecute, adică ieri de fapt, că ieri am jucat la Weekend League. Am dat de el și efectiv mi-a rupt creierii în două, dar asta e. Konaté de la Leipzig, oare o să mai rămână Konaté la Leipzig? Da, vom afla totul asta vară. Hai să vedem. Da, nothing special here. Parolo. Da, Lazio, care a luat bătaie de la Milan 0-3 în acest weekend. O înfrângere categorică. Și Juventus pare a fi noua campioană din Italia. Noua campioană din Italia. Pare a fi din nou campioană. Gomez, Joe Gomez de la Liverpool. Până acum nimic special. Până acum nimic special în afara lui Alisson. Adică mă refer chiar și Alisson. E 40.000. Mă refer un jucător de peste 100.000 când zic special. Delaney de la Dortmund. Da. Oricum, v-am spus, decât deloc trebuie să fim mulțumiți și cu Alisson. Da, nu vedem boards din nou. Am văzut de două ori boards. Și odată, de fapt nu, odată boards, odată walkout. Da, hai să vedem. Pare a fi din nou boards, da, este din nou boards și doar boards rămâne. Argentina, strike, Ricardi sau Higuain, îl avem pe Pipita Higuain, care va fi din nou câștigător de Serie A. All is good. Ok, acum chiar sunt mulțumit. Sunt câțiva bani făcuți în schimbul acestor pachete care le-am făcut gratuit numai cu jucători din club. Din nou un car Champions League. Savic pe lângă Piszczek, că l-am primit mai devreme pe Lucas Piszczek. Ei, și iată 13 pachete. Avem 13 pachete 85-92. E... acum e acum. Dacă până acum am zis de borzi, de chestii, de nebunii, acum n-avem ce să zicem. Poate pica Saint-Maximin, poate pica Ter Stegen 92, nici nu știu cine poate pica, dacă mă credeți. Sunt foarte, foarte mulți jucători între 85 și 92. Neymar Gold poate pica, dar nu cred că este în pachete. Neymar Gold nu vreau să greșesc, nu știu dacă este în pachete sau nu. Pot pica jucători foarte buni, atât de folosit cum ar fi Maximin, Sissoko Food Birthday dacă va pica, dar de asemenea poate pica și un jucător foarte bun pentru SBC. Din nou board și ultimul board din pachetele astea, un rare player pentru că e ultimul. Din nou Morata, dar eu de data asta zic că e Diego Costa. Nu, n-am ghicit nici de data asta. din nou Morata aici, 83 rating. Și avem 13 pachete. 13 pachete 85-92. Hai să vedem. Îl deschidem pe primul. Le luăm în ordine, de la 1 la 13. Avem primul pachet aici. Să vedem. Cel puțin Borgi era normal și avem un jucător special din prima și un walkout. Hai să vedem Food Birthday, dacă nu mă înșel. Germania CM Eggestein de la Werder Bremen de 88. Food Birthday 86. Happy birthday to you. Da, 86 jucători de SBC. Cred că sunt untradeable acești jucători, nu vreau să greșesc. Da, sunt untradeable, sper să nu avem vreun duplicat. Bine, Gullit mi-ar trebui duplicat ca să-l vând pe cel pe care l-am pe acest cont. Da, hai să vedem. Continuăm din nou cu din nou un jucător, cred că e road to the final. Din nou walkout, Ziyech. Hakim Ziyech de la Ajax, pare a fi team of the group stage 91. Oh, 87.
De ce am crezut că are 91? De ce am crezut că are 91? Zic, nu este un jucător tocmai de folosit datorită acelui Wakefoot. Dacă avea măcar 4 Wakefoot, chiar putea fi un jucător destul de ok. Și poza aceasta este din meciul de pe Stamford Bridge cu Chelsea, după golul marcat de lovitură liberă. Știu sigur, n-ar, mi-aduc perfect aminte imaginea după golul marcat din corner, practic, lovitură liberă de la corner. În fine, hai să vedem. Din nou, de data asta avem un 85. Spaniol, CM, de la Atletico Madrid, Coque. Nu, Saul. Saul că Coque este RM, Coque este right midfielder. Da, Saul. După cum v-am spus, jucători de SBC. Deci am luat așa, 85, 86, 87, poate acum 88 și poate acum vine San Maximin. Hai să vedem. E, nu știu ce categorie asta, ia să vedem. Belgia, CB, nu mă, nu, Vertonghen tot in nomini, de 88, e, am avut dreptate, a venit un 88, în ordine, a, băiatul e la golf, că fotbal nu prea joacă, da, jucători buni de SBC-uri, încă o dată vă zic că sunt destul de ok pentru SBC-uri. Hai să vedem, mai avem 9 pachete, poate să pice orice, putem vedea orice. Walkout, cred că e Libertadores ăsta, dacă nu mă înșel, Belgia, LF, Mertens, Thorgan Hazard, nu știu ce am avut impresia că e Mertens, Thorgan Hazard 86, iată, a fost in form, n-am crezut că poate să dea vreodată in form, Thorgan Hazard, care, deși are numărul 23 pe spate, proaspăt, și a luat numărul 10 la Dortmund, va rămâne la Borussia pentru următoarele sezoane, cu siguranță, da. 86, inform bun pentru SBC-ul lui Dembele, încă o dată vă spun. Hai să mai schimbăm puțin sau le luăm? Nu, bă, văd că așa a dat ok, oarecum așa, hai că să continuăm așa. Pachetul cu numărul 5, dacă nu mă înșel, 6, cred. Hai să vedem, din nou walkout de gol de data asta. Brazil, CDM, Casemiro sau Fernandinho. La Fernandinho de la Real, de la Manchester City, îmi pare rău pentru greșeală, 87. Da. Hai să vedem. Continuăm cu pachetele. Walkout. Cred că din nou inform. Modric? Kramaric, de 85. Nu pot să cred. Da. Kramaric de 85 inform. Nu știu dacă trebuie inform la Osman Dembele. Și mai avem 6 pachete, băieți. 6 pachete. Nu uitați să apăsați butonul de like. Să vă aprindeți clopoțelul. Hai să vedem. Ceva special acum. Onana. Nu pot să cred. Onana, doamne, Onana. Nu puteți fi Mane sau Koulibaly, de ce am zis Onana? Mamă, Onana. Doamne, Onana de la Ajax. N-am văzut jucător mai mare de 88 din aceste pachete. Practic suntem la mijloc. Hai să vedem. Din nou avem inform. Spania, CM, cine mă, Cazorla, Santi, de 86, nu prea îmi place ce văd, sincer, n-am văzut un jucător mai spectaculos, în afară de Alisson, în acest pack opening, nu prea avem jucători destul de ok, da, hai să vedem din nou ce aici, Football Day pare a fi, Gene de la Getafe. Ha, un steag bun. De ce nu-mi dai un steag bun EA Sports? Happy birthday to you. Da. Gene care nu poate fi folosit sub nicio formă. Hai să vedem. Din nou 85, 92. Haide, mă. Inform, cred. Nu? E man of the match. Neuer. Ai, demonul îți bate joc de mine, Zvolov, de 86. Putea fi Neuer, cred. Zvolov, de 86, nu mai ratinguri micuțe. Da. Hai să vedem, mai sunt două pachete, poate acum, pe final. Din nou man of the match, cred. Nu, e Scream, Argentina? Striker, cine e ăsta? Aguero!
Sergio Agüero! Scream! Ok. Not a bad pick. Not a bad pick at all. Chiar e un jucător destul de ok, bine că nu am unde să-l folosesc, dar este un jucător ok. A fost un jucător ok la început, 4-4, high pe atac, finishing 95. Este cât de cât agil, micuț, trage bine cu ambele picioare, atenție, și cu stângul, chiar dacă are doar 4 sunt momente în care, momente cheie în care uneori ratează, dar eu zic că pentru o echipă destul de ok, s-ar integra, o echipă la mijloc, să zicem, s-ar integra. Dar vă spun sincer că nu aș avea unde să-l bag pe Sergio Kun Agüero în această echipă, pentru că l-am pe Il Buitre, Ruth Hullit, bine, de fapt, Ribery, Messi, Il Buitre și acolo pe sât va veni Usman Dembele, cred că joi. Da, 85-92 direct, hai să vedem. Hai să vedem, băieți, ce avem aici. Haide-mă, ultimul pachet. Workout, nu știu, cred că inform. Striker, nu, RB, cine asta? Jimenez, de 86. Da. Încheiem, cum nu se poate mai prost acest pack opening. Practic, cel mai bun jucător Agüero. Cel mai bun jucător cu Agüero, nu e un jucător destul de rău, dar nu, v-am spus, nu am ce să fac cu el în această echipă. Da. Cam atât cu acest episod, băieți, vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine și încă o dată îmi cer mii de scuze pentru faptul că nu am avut web, dar că v-am spus că în această perioadă îmi renovez camera și este dezastru total și nu am putut să pun, webcam-ul pentru că nu-mi place să se vadă dezordine, dar am încercat să fac un episod ca să țin, să postez ceva, să aveți și voi ce urmări pe acest mic canal de YouTube. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canal și nu uitați să-mi lăsați un comentariu, să-mi spuneți cum vi s-a părut acest pack opening. Noi ne vom vedea joi cu pack opening, avem cred că 3 Elite 3 la reward-uri și ce ne mai dau abonații să deschidem. Cam atât cu acest episod, vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine și ne vedem data viitoare. Pa!